Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Corala Armonia în concert la Onești. Jubileu aniversar Școala Sanitară Carol Davila. Pomenirea ctitorilor schitului Lapoș de la Dărmănești. Corala Armonia a concertat la Onești. Corala bărbătească a fost prezentă în Parcul Municipal Onești vineri 2 iunie, evenimentul făcând parte din seria evenimentelor, denumite sugestiv recitalurile verii. Ca de fiecare dată, un public numeros a fost prezent la eveniment. O seară frumoasă, o seară cu ploaie, o seară cu aghiasmă, înaintea pomenirii celor adormiți și urmează pogorârea Duhului Sfânt. Iulian, îți mulțumesc foarte mult și dăm voie să ofer aceste flori dumneavoastră publicului care ați avut încredere în acest frumos spectacol. Pentru mine este cu adevărat armonia, o revelație, o bucurie și o stare de suflet. Vă mulțumesc tuturor și din partea noastră totuși oferim aceste flori diaconului Iulian Dumitru, profesor, universitar și prietenul nostru, prietenul oneștenilor. Vă mulțumesc! Aș mai îndrăzni un cuvânt pentru toți cei care suntem aici. Nu vreau eu să fac mai multă senzație decât este, decât face ploaia. Ploaia ne aparține nouă, sufletelor noastre, și este nevoie să plouă, dar este nevoie și de o cântare, Foaie Verde Bob Uscatu. Câteva sute de credincioși s-au adunat de ziua Sfintei Trăim la Dărmănești, pe ploaie mănăstirii, unde a avut loc o slujbă de pomenire a ctitorilor schitului Lapoș. La eveniment a fost prezentă și echipa administrației publice locale. Este vorba de primarul orașului Stațiune Dărmănești, Toma Constantin, dar și viceprimarul Cosmin Pairele, alături de un numeros obor de preoți, de credincioși din Dărmănești, dar și de părintele Amfilohie Brânză. Mulțumesc bunului Dumnezeu că am reușit în acest an să ne adunăm aici și să cinstim acești ctitori care au clădit și s-au rugat aici acest templu, această mănăstire din spatele nostru. Sigur că am să amintesc câteva lucruri despre Ioil, pentru că el a fost amfitrionul și principalul ctitor al acestui sfânt locaș. În anul 1734 ajunge Ioil aici, după o vedenie, așa cum spune într-una din cărțile sale, a venit de la Munții Neamțului, de la Schitul Pocrov. S-a așezat aici și spune în cronica Bisericii Ortodoxe Române pe care o am aici, că timp de 4 ani, până în 1738, Ioil împreună cu câțiva călugări și cu sprijinul tătenilor din această zonă, a reușit în 1738 să sfințească această mănăstire care a fost făcută din lemn și căie a pus ramul Sfânta Treime. Iată că Ioil, așa cum este scris în cărțile sfinte, a avut această menire de a construi Sfânta Treime. Și a venit și a găsit acest loc arătat de Dumnezeu, acest loc care atunci se numea Poiana Ronci. A venit aici, s-a așezat împreună cu 2-3 călugări și s-a aruncat într-un bloc de pământ pe acest loc. Sigur că oamenii din zonă, văzând credința de care a dat dovadă Ioil și călugării care erau împreună cu el,
adunat acest teren și să vedeți ce frumos scrie în acest manuscris, cum locuitorii din împrejurim au donat această zonă, Poiana Ronci, pentru loc de sinvestire. Și casa preotului Ioaniche din Dărmănești a fost semnat zapisul prin care s-a donat acest teren. Și cum mai scrie ceva aici, cei care au donat terenul, ca nu cumva să se întoarcă urmașii lor de la această donație, lasă scris aici, ca nu cumva urmașilor lor să se răzgândească că va fi mare păcat. Sigur că după 24 de ani de rugăciuni, aici în Cuznicia Lapotului, cum era cunoscut această sfinăstie, în anul 1757 Ioil moare. Și scrie aici, în această însemnat făcută de Biserica Ortodoxă Română, că mare mulțime s-a adunat la mormântarea părintelui Ioil. Și mai scrie că moartea părintelui Ioil a venit după 18 iulie 1757. Mulți preoți enoriați din statele din împrejurim s-au strâns la mormântarea marelui Ioil, care așa cum este scris a fost înmormântat în ctitoria făcută de el. Deci mormântul părintelui Ioil a fost în biserică, în ctitoria făcută de el. Sigur că toate aceste scrisuri sunt făcute de starețul Pahome de la acea vreme, care cu drag și multă râvnă a scris despre acest mare călugăr Ioil. Sigur că aș vrea să mai amintesc aici de părinte Mihail, pentru că satul Lapoș crescuse nu în număr și, repet, acest sat Lapoș, întâlnirea satului Lapoș, se datorează acestor călugări, în special lui Ioil, așa cum bine am găsit scris, ardeleni veniți de peste munte s-au așezat în jurul acestei mănăstiri, refugiați fiind, iar călugării au dat teren în zona dealul Popii și acolo au început să construiască case. Sigur că până în anul 1813 nu exista cimitir civil în satul Lapoș. Deci din anul 1750 până în 1813 răpoșenii nu au avut nici biserică, nici cimitir. Și veneau și se rugau aici, la acest schid, și am găsit scris că în jurul schidului era un cimitir civil și un cimitir al călugărilor. Sigur că, datorită faptului că a crescut numărul oamenilor din satul Lapoș, Mihail, în anul 1813, construiește biserica din satul Lapoș. Deci iată, Mihail, care era stareț aici, în anul 1813, construiește biserica din satul Lapoș cu hramul Sfinții Mihail și Gabriel. Și din acel moment a existat biserica și cimitirul. Icoanele pe care le aveți, le vedeți aici în biserică, sunt după originalele din anul 1734. Originalele se găsesc în biserică, în Lapoș, mai am pus niște copii. Să vă uitați atent aici, unde este mormântul, partea stângă, deasupra ușii, este icoana Sfintei Treimi. Acolo scrie Sfânta Troită. Această icoană a fost la sfințirea Sfântului Lapoș. Originala este, sigur, în Lapoș, în biserică, și am mai găsit scris că aceste icoane au fost dugrăvite aici. Toate aceste icoane pe care astăzi le vedeți în copie au fost pictate aici. Sigur că Ioil, și vreau să închei, face două mari lucruri. În primul rând spune Ioil la început și acel panou, știți cu atenție,
veți găsi ce vă spun eu, are o viziune că este trimis să construiască Sfânta Treime și o face aici, iar spre sfârșitul vieții mai spune ceva foarte important. Datorită necredinței voastre, Sfânta Treime se va distruge. Și mai degrabă vor putrezi pietrele râurilor decât oasele voastre. Dar la vremea de-apoi, Sfânta Treime se va rezidi. Să citiți aceste prorocii a marelui călugăr Ioil, pentru că eu cred că am știut de la bun început care este numirea lui, de ce a venit la Cărmănești să construiască această zidăție, cum a prevăzut că datorită necredinței noastre Sfânta Treime se va distruge și că la vremea de-apoi se va rezidi. Poate că nu suntem noi generația asta vrednici de a reconstrui Sfânta Treime, dar faptul că am pornit aici cu mai bine de 12-13 ani în urmă și am făcut această stoiță la care an de an ne rugăm, cred că este un prins semn că bunul Ioil și bunul Dumnezeu va dori reconstruirea acestei mănăstiri. Mulțumesc tare mult și să nu uitați, ori de câte ori aveți timp și treceți prin zona acestor ziduri, să veniți și să aprindeți o lumânare celor care s-au nevoit mai bine de 200 de ani aici. Orintele lor sunt aici, nu sunt în altă parte. În jurul zidurilor mănăstirii este plin de mormintele celor pe care noi i-am pomenit aici și cine știe cât alții nu știm, pentru că îi găsim mereu în documente, în arhive, noi și noi, nume de schimonași sau eroschimonași sau călugări. Să prindeți o lumânare în amintirea lor, pentru că cel puțin noi lăpoșenii datorăm totul acestor călugări. Am găsit de asemenea scris că Părintele Pahomie, starețul care a urmat lui Ioil, a fost cel care a contribuit la construirea bisericii în care astăzi slujește Părintele Alexandrescu. Este acolo ctitor Părintele Pahomie. Tot Părintele Pahomie este ctitor la Cotumba. Este foarte interesant cum Părintele a plecat de aici și cu familia Crupenski a construit mănăstirea de la Cotumba. Găsim în toate cărțile semnele acestor mari călugări care s-au nevoit aici. Mai spun un singur lucru și las pe Părintele să ne spună. Mihail, cel care a făcut biserica din satul Lapoș, era duhovnicul episcopiei Romanului. Cât de mult spune acest lucru, duhovnicul episcopiei Romanului. Mulțumesc încă o dată că bunul Dumnezeu ne-a îngăduit să facem slujbă și să simțim aceste icoane. Știm ce păseam în primii ani când eram aici, când vigilii puternice ne alungau, nu ne dădeau voie să facem slujba. Și încet, cred că spune Părintele că cred că ne proba credința, da? Și am stat aici așa, cei care ați venit, vă aduceți aminte cum ne lua vigilia pe sus. Astăzi, lui Dumnezeu că a fost liniște, nici prea cald, ca să putem duce mai departe. Doamne ajută, încă o dată mulțumesc și cu credință la Dumnezeu, cred că m-aș bucura tare mult ca să nu plecăm noi din această viață până nu vedem această mănăstire sau schimb reclădit, rezidit. Mulțumesc! Jubileu aniversar Școala Carol Davila, 30 de ani de activitate Școala Carol Davila Onești, 10 ani de activitate Școala Carol Davila Moinești. În cadrul evenimentului aniversar și-au anunțat participarea foști și actual profesori, dar și foști și actual elevi. Invitatul special al evenimentului va fi doctorul Cristian Andrei, un medic renumit și apreciat în domeniul sănătății. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. 30 de ani de activitate Școala Carol Davila Onești, 10 ani de activitate Școala Carol Davila Moinești. La mulți ani! Mulțumim pentru urare,
așa ne dorim să fie la cât mai mulți ani pe viitor, sigur. Un moment aniversar, un jubileu, practic, putem spune, un moment în care vor fi prezenți foști elevi, foști absolvenți, nu? Foste cadre didactice, dar și actuali. Corect. Așa este, îi așteptăm pe toți cei care ne-au fost alături de-a lungul celor 30 de ani să ne fie alături la acest moment important. 30 de ani e un număr, e un număr nu puțin pentru tot ce înseamnă școala românească, învățământul românesc și cu deosebire învățământul privat. Echipa managerială, chiar și fostă echipă managerială care a fost alături de școala Carol Davila Oneș, va fi prezentă la eveniment sau cei care mai sunt în viață, foarte importantă această precizare. Da, vor fi prezenți, este vorba de fondatorul școlii, unul din persoanele care au făcut parte din echipa care a pus bazele școlii, este vorba de domnul Teodora Dobricăi. Da? Din păcate, printre noi nu mai este prezent doamna Pălângean și din echipa managerială actuală va fi prezentă doamna director actuală, vorba de doamna Ioana Dobricăi. Va fi prezentă și, să zicem, un cadru didactic care a fost aproape față de școală, doamna Victoria Puiu. Așa este, doamna Victoria Puiu. De-a lungul timpului, sau mai bine la început, școala aproape că se identifica cu numele dânsei. Elevii spuneau, mă duc la școală la doamna Puiu. Și cu siguranță, foștii elevi știu că vin la doamna Puiu. Exact. Exact, așa știau ei. O surpriză în cadrul, să zicem, acestui jubileu va fi prezența? Va fi prezența doctorului Cristian Andrei. Da. Cu o temă interesantă, despre ce este vorba? Este vorba de metode pentru ameliorarea stării pacientului, e vorba de starea lui psihică, evident, și de asemenea ne va vorbi un pic despre cum putem preveni burnout-ul în rândul cadrelor medicale. Și sigur, noi, cei care îl cunosc pe doctorul Cristian Andrei, este o persoană foarte spumoasă, e plăcut să-l urmărești, interacționează și mulți dintre cei care vor veni la evenimentul nostru de vineri o fac și pentru că dânsul este un invitatul nostru special. De altfel și dumnealui cadru didactic. E profesor la școală. Așa este, cadru didactic și cei care vin, pentru că e vorba, publicul preponderent va fi format din medici și asistenți medicali, cred că ambele profesii se simt apropiate de doctorul Cristian Andrei din două motive. Doctorul Cristian Andrei a absolvit liceul sanitar, pe de o parte, ceea deci ce este asistent la bază și apoi a urmat cursurile Facultății de Medicină cu specializarea psihiatrie. Un om carismatic, un om care cu siguranță va ține sala atentă la tot ceea ce comunică domnia sa. Da, abia așteptăm să-l urmărim și, cum am spus, pot să-l prezint pe doctorul Andrei în tot felul de cuvinte, dar cred că ce-mi doresc eu cel mai mult este să-l experimentez pe doctorul Andrei live. Încă o dată la mulți ani și ce să zicem, ne vedem la următorii 30. Doamne ajută! Mulțumim! A primit raport favorabil inițiativa deputatei de Bacău, Cătălina Ciofu, din partea PNL, legat de reducerea cu 2 ani a vârstei de pensionare în zona Comănești. Principalii beneficiari sunt cei afectați de poluarea cauzată de exploatarea și arderea cărbunelui. A primit raport de adoptare în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială de la Camera Deputaților, inițiativa mea pe care am depus-o pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare pentru locuitorii orașului Comănești și a celor pe o rază de 8 km care au suferit de poluarea remanentă datorată exploatării și arderii cărbunelui. Ca majoritatea colegilor, am privilegiul să iau contact cu problemele și grijile cetățenilor din teritoriu, cele cu care se confruntă oamenii de zi cu zi. Am adus în atenția membrilor Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială de la Camera Deputaților o situație de fapt. În orașul Comănești, din județul Bacău, a existat o exploatare de
cărbune brun timp de aproape 170 de ani, până recent, în 2005, în luna mai, când s-au închis lucrările în subteran a ultimelor sectoare din bazinul carbonifer al Comăneșului, cu proiect de închidere și ecologizare. Localitatea Borsec a fost inclusă în lista localităților ai căror locuitori beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani fără penalități ca urmare a exploatării cărbunelui în minele din zonă. Însă în Borsec a existat o subfilială a minei din Comănești și ar fi peste limitele înțelegerii de ce locuitorii orașului Comănești nu ar putea beneficia de această compensare a vârstei standard de pensionare, cu atât mai mult cu cât locuitorii orașului Comănești au fost afectați de poluarea remanentă și datorită arderii cărbunelui de la termocentrala din oraș, care a funcționat în perioada anilor 1954-2000 la capacitate de 24 de megawatts. Într-un raport recent întocmit de mișcarea Europe Beyond Coal, sub egida Alianței pentru Sănătate și Mediu, sunt menționate date cu privire la impactul poluării cronice ca urmare a arderii cărbunelui la termocentralele din Balcanii de Vest, care nu sunt echipate cu tehnologii care să elimine dioxidul de sulf și provoacă efecte nocive asupra sănătății oamenilor, cumulând 88% din costurile medicale suportate de sistemul medical. Pe baza acestui raport, în cazul termocentralei din orașul Comănești, putem estima că la o capacitate de producție de 24 de megawatts s-a produs o poluare de 10.200 de tone pe an de dioxid de sulf, fapt ce a provocat costuri în sistemul de sănătate de milioane de euro și pierderi inestimabile de vieți omenești. Le mulțumesc colegilor pentru înțelegere și pentru votul favorabil acordat în cadrul Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială de la Camera Deputaților. Se arată în informarea de presă a deputatului Băcăuan, Cătălina Ciofu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 8 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Vineri, 9 iunie, în cea mai mare parte, cerul se menține înnorat. Mercurul în termometre ajunge până la valori de 28, chiar 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.